Salariații au ieșit astăzi în stradă pentru cel de-al doilea protest în numai două zile. Dincolo de faptul că nu și-au primit lichidarea pe luna februarie, care trebuia acordată până pe 25 ale lunii, oamenii reclamă faptul că nu li se comunică oficial viitorul fabricii de apă grea și al locurilor de muncă. Salariații Romag spun că și-ar fi dorit să lucreze în continuare și să nu fie disponibilizați. Noi am fi vrut locuri de muncă, nu pomană. Și nici șomaj. Da, dacă nu se mai poate, e bună și pomana. Până la urmă, luăm ce ni se dă. După 27 de ani de muncă, te trezești că efectiv chiar nu mai ai unde să mai lucrezi. Nu știm. Efectiv chiar nu știm ce se poate întâmpla. Tot sindicatul a fost plecat în străinătate pentru obținere de contracte de apă grea. S-au cheltuit milioane de euro. Ne mulțumește că am modernizat punctele termice pentru oraș și primăria. Nu ne-a dat cei 4.000 de milioane pentru modernizarea lor, pentru că altfel ar avea cu ce să plătească cărbune acum. Liderii de sindicat spun că nu au văzut încă memorandumul care ar fi fost semnat ieri la București. Memorandum care ar decide soarta fabricii de apă grea. Dar primordial în acesta ar fi, spun ei, protecția socială a oamenilor. Dacă unitatea se oprește și se închide controlat, protecția socială, asigurat oamenilor. Memorandumul privind închiderea controlată a Romag Prod ar prevede disponibilizarea în trei tranșe a 1.800 de angajați de la RAN, acordarea de salarii compensatorii pentru aceștia și asigurarea sumelor necesare pentru închiderea controlată a fabricii de apă grea.